Valul de scumpiri și criza energetică i-a afectat cel mai mult pe bătrânii din sate care cu greu își duc traiul de zi cu zi. Speriați de iarna care bate la ușă, 166 de persoane din comuna Pociumbeni, raionul Râșcani, au primit în dar câte 3 saci cu cărbuni. Actul de binefacere a fost posibil datorită preotului din sat care mai mulți ani la rând încearcă să ajute persoanele vulnerabile din localitate. Printre cei care au beneficiat de ajutor este și Nina. Aceasta își educă și crește de una singură cei 5 copii. Femeia mărturisește că ajutorul dat îi va fi de mare folos în prag de iarnă. Cum vă descurcați? Așa, așa, așa. Cu ajutorul Dumnezeu, cu mari ajutor, că ne încălzăm, că e greu în ziua de azi, să... cum o mamă, tată, e bine că n-ai soț la casă, dar când n-ai numai mamă să fii, numai altfel nu poți. Oamenii sunt recunoscători pentru ajutorul primit, mai ales că nu este pentru prima dată când preotul organizează acte de caritate pentru persoanele social vulnerabile. Mai cumpărăm lemne, pensie prănim, cumpărăm lemne, trebuie piană, foc, noi trebuie margine, fric, vin la noi. Sunteți, adică, mulțumiți de acest ajutor? Da, 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 mulțumim de ajutorul ăsta. Păi foarte, foarte mult ajutor pentru pensioneri, pentru oamenii care sunt în vârstă și de-amul să încep greutățile la bătrâneță și asta e foarte bun ajutor, foarte, vă mulțumim foarte mult. Da. Suntem la pensie, acum soția a fost invalid. Că mama mea a lucrat cât 45 de ani, a lucrat în domeniul sănătății și are o pensie așa mai mizerabilă, puțin are și cărbuniște tot în plus. Încă de la începutul pandemiei, prin intermediul unei asociații, preotul Gheorghe Gavriliță ajută persoanele social vulnerabile din mai multe localități din raionul Râșcani. Anul trecut, beneficiarii au primit produse alimentare, produse de igienă, asistență medicală și lemne de foc. Au fost incluse persoanele născute până în 1942, după care au fost incluse persoanele defavorizate, persoanele care au de la 3 copii în sus, adică familii cu mulți copii, invalizii de gradul 1, 2 și 3. Pentru procurarea cărbunilor s-au alocat 225.000 de lei.